Bună ziua! Eu sunt Camelia Chira și astăzi vom face o nouă lecție, aflarea unui termen necunoscut dintr-o proporție. Știm că într-o proporție produsul extremilor este egal cu produsul mezilor. Știm că produsul extremilor egal cu produsul mezilor. Și să dăm și exemple. Așa, și vom lua un prim exemplu. Dacă o să avem 2 supra 3 egal cu 2 supra x, o să avem că produsul extremilor egal cu produsul mezilor. Deci 2 ori x egal cu produsul mezilor. 3 ori 2. Și o să avem 2x. 2 ori x este egal cu 6 și x este egal cu 6 de împărțit la 2 și egal cu 3. Și să luăm un alt exemplu. Și vom lua 25 totul supra y de împărțit egal cu 5 de împărțit la 3. Aici, într-o proporție, avem produsul mezilor 5y este egal cu produsul extremilor 25 ori 3. Și avem 5y este egal cu 5 ori 3, 15, 3 ori 2, 6 și cu un 7, 75. Y este egal cu 75 de împărțit la 5. Și în 7 merge o dată și ne rămâne 2, 25 la 5, 5, 15. Deci aceasta este exercițiul nostru. Astăzi am făcut două exemple. Aceasta este lecția de astăzi. Vă mulțumesc foarte mult și dacă aveți cumva nelămuriri, să-mi lăsați mesaj în comentarii și eu vă răspund cu mare plăcere. Și ne vedem cu următoarea lecție. O zi frumoasă și vă doresc multă, multă sănătate. La revedere!